Vreau să vorbim și despre fuzionarea ADPP cu Confort Urban. Am văzut că ați achiziționat serviciul de contabilitate, de audit. Vreau să vă întreb... Unui expert care să ne spună care sunt pașii legali și cum se poate face și, bineînțeles, dacă cum se poate face, pentru că oportunitatea am stabilit-o deja. Tot un expert ne-a spus că este oportun. Acum trebuie să vedem cum trecem la următoarea etapă, fuziunea în sine. Eu am plecat de la ideea că RADPP este regia care administrează domeniul public și privat al orașului Constanța și știm exact ce are. Iar Confort Urbanul ne administrează nouă drumurile. Și cu siguranță putem vorbi de o companie care să administreze fondul imobiliar al Constanței. Că și una și cealaltă se ocupă de administrarea fondului imobiliar, alt tip de fond imobiliar. Dar până atunci, într-o primă fază, regia trebuie să se transforme în societate comercială ca să fim pe același nivel. Confort Urban să fie o societate, este o societate comercială, regia să fie o societate comercială, să discutăm fuziunea celor două societăți comerciale. Cred că pe vremuri nu erau separate. Ele erau în comun. Administrau fond. ICRAL-ul ăla, cred că era... Era exact același lucru. S-au separat, cred că... Da. Pe vremea domnului Madre. Ori din această perspectivă vom avea un singur consiliu de administrație. Și un singur șef. Și eu stau acum și mă întreb dacă va fi domnul Firac, care este la rea de... Nu știu. Asta este. Păi stați puțin, că nu știu dacă va fi... De ce să vorbim de Hira? Pentru că Hira a fost numit acum la RADPP temporar, însă în cazurile de astea, știți foarte bine că se face după ordonanța 109 privind guvernarea corporatistă, se face o selecție pe care organizează o firmă specială de recrutare, specializată în recrutarea resurselor umane, deci este independent de voința noastră. Așa cum se întâmplă acum la compania de transport și cum se întâmplă, de exemplu, și la compania de termoficare. Acum a venit un expert, bineînțeles, care a câștigat prin licitație și intervievează, face toate procedurile necesare pentru a stabili care sunt criterii concurențiale, membrii Consiliului de Administrație și urmează directorul general.